Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bună seara! Bine ați venit la masa rotundă dedicată operei uneia dintre cei mai importanti scriitori contemporani ai lumii, Amos Oz. Am plăcerea să vă prezint în primul rând pe invitata noastră de onoare, doamna Fania Oz Salzberger, fica lui Amos Oz, dar a fost invitată aici, nu în această calitate, ci în primul rând, pentru că este un emerit istoric, specialist în istoria gândirii, a ideilor, a mentalităților și a gândirii politice. Domnia sa este profesor de istorie la Facultatea de Drept și de studii germanice de la Universitatea din Haifa. În același timp este director al The Posen Forum for Jewish, European and Israeli Political Thought de la aceeași facultate. Pot să vă spun că doctoratul și l-a dat cu brio la Oxford, l-a avut ca mentor pe Isaiah Berlin. A studiat 5 ani la Oxford, a făcut și cercetare acolo. A fost 5 ani de zile full profesor la Monash University, la catedra Leon Lieberman, care se ocupa de studii asupra Israelului modern. Și de asemenea a fost visiting professor la Princeton University. Domnia sa, ca primă specializare, de fapt, chiar teza de doctorat a constat în aceasta, a fost iluminismul german, iar cartea care a apărut în Oxford în 1995, teza și-a dat-o în 1991, se numește Translating the Enlightenment, Scottish Civic Discourse in 18th Century Germany. Alte cărți ale domniei sale, Israelis in Berlin, apărută la Ierusalim în 2001 și apoi apărută în Germania, la Frankfurt pe Main, tot în 2001. Apoi, printre alte cărți, trebuie să menționăm bestsellerul actual al editurii Humanitas Fiction, Evrei și cuvintele, în care este coautor alături de Amos Oz. Domnia sa, am văzut pe internet, documentându-mă pentru vizita pe care ne-o face destul de scurtă de 2 zile la București, că este invitată la importante colocvii, mese rotunde, conferințe internaționale în care se discută despre gândirea politică și mai ales despre probleme acute ale politicii care privesc Israel și Palestina. Chiar acum îmi spunea, venind dinspre aeroport, că a participat la un astfel de colocviu în Polonia, la Varșovia. Și la Oslo și după aceea a mers la Varșovia. Fiind specialistă în istoria ideilor, în primul rând europene, atât pe secolul XVIII, dar și pe începutul Europei moderne, în momentul de față, impresia mea este că a devenit un mare specialist pe istoria contemporană, pe istoria actuală, atât a Europei, cât și a Orientului apropiat. Bine ați venit la noi, doamnă Fania Oz Salzberger. Dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte, chiar
în începutul mesei noastre rotunde, înainte de a vă prezenta minunatele partenere de discuție de la această masă rotundă dedicată lui Amos Oz. Thank you so much, dear Denisa, for the kind words. Thank you so much, my dear co-panelists and translator. And of course, to the audience, I will soon explain to you why I love you. Yes. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, Denisa Comănescu, pentru cuvintele frumoase. Mulțumesc partenerelor mele de dialog, mulțumesc traducătoarei mele și mulțumesc publicului și o să vă explic imediat de ce vă iubesc. Can you hear me with this microphone? Yes, you can. Yes. It's very strange for me to sit here as my father's representatives because we are not that sort of family. And when people ask me, what is it like to write a book with your father? I say that I have one piece of advice. Don't do it before you are 50. So I will add just one more thing. Now that people will ask me, how did you feel representing your father? I have one piece of advice. Don't do it before you are 55. Este foarte ciudat pentru mine să mă aflu aici ca reprezentantă a tatălui meu, pentru că noi nu suntem o astfel de familie. Și atunci când oamenii mă întreabă cum este să scrii o carte împreună cu tatăl tău, am un sfat pentru ei. Nu faceți așa ceva înainte să împliniți vârsta de 50 de ani. Iar acum că sunt aici ca reprezentantă a tatălui meu, dacă sunt întrebată cum este să fii reprezentantă a tatălui tău, sfatul meu este nu faceți asta până nu împliniți 55 de ani. I will end this round by giving you two reasons why I'm deeply moved to be here today, and I suspect my father would also sign his name to this. First of all, because my own grandparents spoke Romanian to each other. Not my father's side, but my mother's, came as very young people from what was then Bessarabia. And the first language they spoke at home, not to the children, but between themselves, was Romanian. My great uncle's name was Carol, after the king. But of course, you know, then in the early Israel, they did not teach the children the old languages. They wanted the children to grow up in Hebrew only. And maybe because of that, Hebrew grew up itself so beautifully. The second reason why I'm feeling very moved to be here today, but maybe you want to. No, it's okay. The second reason why I'm feeling so moved to be here today is that I can see with the intuition of a reader that in front of me is sitting a group of lovers of books. We all belong here to the club of readers. And this means for me that you belong to my kind of Jewish nations. The Jewish nation that is textual, that is a lover, an eternal lover of the labyrinth, of the library of books. So thank you very much for having me. Sunt două motive pentru care mă aflu astăzi aici în fața dumneavoastră și cred că și tatăl meu ar subscrie la ele. Primul este că bunicii mei din partea mamei vorbeau românește, ei veneau din Basarabia. Vorbeau românește între ei, nu față de copii, chiar mătușa mea se numea Gaol, precum regele. Deci nu vorbeau română pentru copii, copiii nu trebuiau să înțeleagă ce spun ei, vorbeau ebraică și au fost întotdeauna foarte dornici să-și învețe copiii această limbă. Cred că de asta în familia noastră limba ebraică a crescut atât de frumos. Al doilea motiv pentru care mă aflu aici, și acesta mă mișcă foarte tare, este acela că văd, cu intuiția unui cititor, văd în fața mea un grup de iubitori ai cărților, dumneavoastră. Prin urmare, aparținem și eu și dumneavoastră aceluiași club, Clubul Cititorilor, și pentru mine asta înseamnă că dumneavoastră aparțineți într-un fel și tradiției mele, tradiției evreiești, în care se găsesc atâția iubitori eterni ai labirintului etern al bibliotecii cărților. Mulțumim foarte mult, Fania Oz, pentru cuvintele emoționante și pentru această declarație
nu aflasem de la Amos Oz, care a fost în România de 4 ori până acum, că părinții soției sale sunt din Basarabia și vorbeau românește. Eu nu cred că sunteți aici, așa cum am spus și la început, ca o reprezentantă a marelui scriitor Amos Oz, ci ca coautoare a volumului pe care îl vom discuta în masa rotundă de mâine de la ora 4, tot în această scenă Agora, și în același timp ca un intelectual, un istoric al ideilor și al ideilor literare și culturale. Să vă prezint partenerele din partea românească ale acestei discuții. Dacă începem de la stânga spre dreapta, o avem pe doamna profesoară universitară, doctor Badea Ciuc, de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, de la Catedra de Ebraică, Universitatea București, care este în același timp director al programului interdisciplinar de studii religioase, texte și tradiții al Universității din București. Nota bene, se pregătește la acest centru traducerea Bibliei din ebraică, deci deja s-au publicat 2 părți în Vechiul Testament. E un lucru formidabil că se întâmplă așa ceva în România în acest moment. Madea Xinciuc este și director fondator al programului de studii iudaice, prin cel mai recent volum publicat de domnia sa. Este Profetul și oglinda fermecată, despre imaginație și profeție în Călăuza rătăcitilor de Moise Maimonide, care a apărut la editura Humanitas. Alături de Madea Xinciuc se află un reputat critic literar și traducător, care este Tania Radu. Ea ne încântă din 2004 cu rubrica de o pagină săptămânală aproape din revista 22, care se numește Kenzina Literară. Cel mai recent volum al ei se numește chiar astfel, Kenzine Literare, din 2014, și conține cele mai bune, după părerea Taniei, texte publicate în revista 22 în 2004 până în 2014. Alături de Tania Radu se află profesorul universitar doctor de la Catedra de Literatură a Universității București și admirabila scriitoare Ioana Pârvulescu, autoarea 11 volume, eseuri, toate bestseller-uri la Humanitas și romane. Romanul ei, Viața începe vineri, care e în curs de traducere în peste 15 limbi, a luat acum 2 ani premiul Uniunii Europene. Și pentru că am vorbit despre Ioana Pârvulescu chiar acum, permiteți-mi să-i dau ei cuvântul. Ne-a pregătit o surpriză. Eu numesc textul ei O scrisoare de dragoste pentru Amos Oz. Mulțumesc, Denisa. Sper să fie o surpriză pentru doamna Fania Oz-Salzberger. Ea nu este o surpriză absolută însă, pentru că acest text îl am citit și lui Amos Oz. Însă, între timp, i-am schimbat titlul. Și aici îți dau dreptate, pentru că atunci când l-am citit lui, se numea De ce îl citim pe Amos Oz? Iar acum se numește De ce îl iubim pe Amos Oz? And you have here the translation. So she can rest a little bit. Pentru că s-a născut într-un oraș mitic, Ierusalim,
și pentru că Aradul izraelian în care trăiește astăzi, nu știu dacă și azi, today he lives in Arad, na, atunci, leagă măcar onomastic de noi. Pentru că ne place îndrăzneala, Ozul, pseudonimul lui înseamnă în ebraică îndrăzneală, precum și acel pământ al făgăduinței numit Land of Oz. Și pentru că am observat coincidența că filmul despre Oz s-a născut în același an cu autorul. Pentru că a descoperit defectul de fabricație al fanaticului, lipsa de imaginație și medicamentul, pastile cu imaginație și pastile cu umor, deocamdată doar din romane, remediu ce ar trebui să-l facă automat laureat al premiului Nobel pentru medicină. Pentru că unele din paginile cărților lui conțin diamante ale tristeții și pentru că paginile lui triste nu sporesc tristețea lumii, dimpotrivă, o potolesc. Pentru că știe să traverseze frumos suferința, fără să se otrăvească, fără să otrăvească, fără să înnebunească. Pentru dostoievskianismul amosozian al unora dintre personajele lui și pentru umbrele diferite, multiple, oferite de cărțile lui. Pentru că face construcții mari din câteva linii fragile, așa cum reușesc unii să ridice castele din câteva chibrituri. Pentru că știe că uneori femeia nu mai poate să îndure și trebuie menajate. Pentru că a avut îndrăzneala în secolul 20 să scrie un roman epistolar demn de secolul 18, Cutia Neagră, pentru personajele secundare de aici, avocatul Zach Heim și sionistul Somo, ar merita Oscaruri, și pentru umorul tandru și crâncen din aceste scrisori. Pentru lupta lui cu intolerabilul, care se dă cu armele toleranței. Îl iubim pentru râsul domol și bun din unele pagini ale lui, deși, în paranteză fie zis, unul din personajele din Odihnă desăvârșită spune ceva despre nesăratele glume românești. Pentru ironiile cele mai savuroase la adresa intervievatorilor și imaginea sau poate consemnarea întrebării celei mai stupide pe care aceștia o pot pune și chiar o pun. Citez. Poate ne zici și nouă, te rugăm, pe scurt și cu cuvintele tale, ce anume ai vrut să spui în ultima ta carte. Am încheiat citatul. Îl iubim pentru că observă detalii din care scoate câte o năucitor de adevărată regulă general umană. De pildă, unul vorbește puțin pentru că îi se pare trist să fie ca toată lumea, altul vorbește tot timpul pentru că îi se pare trist să fie altfel decât toți. Sau câte o formulară simplă și nouă. Rimona îl privea ca o femeie care se uită la un lucru neînsuflețit sau poate ca pe un lucru neînsuflețit care se uită la tine pe neașteptate. Pentru că în cărțile lui dragostea nu e neglijată, dar nici tocită, și pentru observații de tipul există în lume o nedreptate erotică profundă și permanentă. Aceasta a făcut ca toate eforturile noastre de a corecta rânduiala societății să ajungă de râs și batjocură. Sau, majoritatea oamenilor au mai multă nevoie de dragoste decât pot obține și de aici se nasc tot felul de chinuri bizare. Pentru că ne-a reamintit ce este tragedia. Foarte bună această definiție. Înfruntarea dintre dreptate și dreptate. Încleștarea dintre o revendicare foarte puternică, profundă și convingătoare și alta foarte diferită, dar numai puțin convingătoare, numai puțin puternică, numai puțin umană. Pentru că atunci când ai o carte ca poveste despre dragoste și întuneric, te poți socoti privilegiat zile la rând până o termini.
pentru portretul bunicului și pagina de nu-uri legate de el și pentru tot ce a învățat de la mama lui despre soliditatea cărților în comparație cu șubrezenia oamenilor, nu mai dau citatul. Îl citim pentru că el a avut norocul să îi se îndeplinească dorința scrisă la 5 ani pe o carte de vizită, aceea de a fi scriitor. Și pentru că noi am avut norocul să devină ceea ce nu și-a dorit neapărat, un scriitor tradus în românește. Mulțumim foarte mult, Ioana Pârvulescu. Ne-ai dat foarte multe raze de discuție. Aș propune ca discuția noastră să fie una cât se poate de liberă. Ea să pornească de la experiența lecturii cărților lui Amos Oz. În seria de autor pe care i-am dedicat-o și pe care o coordonez la editura Humanitas Fiction, iată, au apărut până în prezent 15 dintre cărțile lui Amos Oz. Mai avem de publicat 5 și înseamnă că i-am publicat opera de până în acest moment. Îl așteptăm, bineînțeles, în continuare cu ceea ce va mai scrie. Experiența lecturii cărților lui Amos Oz. Cine vrea să ne vorbească despre asta? Bună seara! Este o mare bucurie să mă aflu aici. Denisa, îți mulțumesc nespus pentru această invitație. Doresc să o salut pe doamna Fania Oz-Alsberger, Bruhaba. Este într-adevăr un prilej cu totul aparte să vorbești despre Amos Oz în prezența Faniei Oz. Așteptăm în finalul discuției noastre reacțiile cu privire la ceea ce simțim când, iată, citim Amos Oz. Aș dori să-i mulțumesc, în primul rând, Denisei Comănescu pentru asumarea unui asemenea proiect. Aceștia sunt oamenii din umbră, nu? Care sunt mai puțin vizibili și care muncesc enorm pentru ca o astfel de serie să apară. Te felicit, Denisa, și cu atât mai complicat este atunci când nu avem de-a face cu un autor care scrie într-o limbă de circulație internațională. Ebraica nu este o limbă din care se traduce greu în limba română. Avem de curând specialiști care pot face acest lucru. Este o activitate de dată foarte recentă. Trebuie felicitați acești oameni care s-au îngumetat să traducă din ebraică modernă. Așadar, iată un eveniment din toate punctele de vedere care ne oferă nouă, nu, ca cititori români, acces la o mare cultură prin traduceri de primă mână. Acum, sigur, câteva lucruri, cât îmi va permite timpul, despre întâlnirea mea cu Amos Oz. Este un autor pe care îl îndrăgesc nespus, iar dintre toate lucrările parcurse până acum, îi spuneam și Denisei, cartea care m-a mișcat cel mai mult este cea mai recentă carte tradusă în această serie, ultimul roman, Iuda. Îmi voi exprima așadar perspectiva din care îl receptez pe Amos Oz, pornind de la această carte. Și aș spune că autorul Amos Oz reușește să ne transmită câteva întrebări fundamentale. Este vorba despre întrebări fundamental umane,
care ne modelează ca oameni, chiar dacă ele sunt adresate într-un context particular. Este vorba despre, nu, un context israelian, însă întrebările sunt întrebări modelatoare. Una dintre aceste întrebări, care se regăsește, nu, în mai multe dintre romanele lui Amos Oz, este cea referitoare la identitate în legătură cu etnicitatea, naționalitatea, cetățenia, dar în egală măsură în legătură cu religiozitatea, cultura, textul sau textele. Ei bine, aceasta este, cred, marea criză pe care o resimțim cu toții în momentul în care încercăm să ne descriem pe noi înșine în fața noastră și în momentul în care încercăm să-i descriem pe ceilalți și să avem o comunicare cu ei. Acest roman tematizează această fragilă întrebare. Cine suntem noi în ochii noștri și cum ne percepem pe noi în legătură cu ceilalți? Titlul romanului este unul provocator, nu? Iuda. Un asemenea titlu în cazul unui roman israelian nu poate fi decât incendiar. După cum știm, nu, Iuda este un personaj nou testamentar care a făcut o carieră extraordinară în mediile creștine, atrăgând nu de puține ori de-a lungul istoriei, nu, reacții cumplite atunci când Iuda, nu, devine un reper, un fals reper în privința identității iudaice. Aici este locul în care începe, practic, nu, dialogul pe care ni-l propune Amos Oz, un dialog care se referă la continuitate și discontinuitate. Este Iuda, personajul biblic, un om care poate sta, nu, ca reper pentru identitatea iudaică, sau este el un personaj, nu, care deschide porțile de, pentru înțelegerea creștinismului prin gestul pe care îl face, chiar dacă în manieră negativă din punct de vedere creștin. Ei bine, ceea ce ne propune Amos Oz este un exercițiu de virtuozitate, și anume pentru a aduce împreună cele două perspective, perspectiva iudaică și perspectiva creștină cu privire la Iuda, Iuda care este, nu, personajul poate cel mai disputabil în relația dintre iudaism și creștinism, personajul pe linia căruia s-a născut, nu, și în bună parte ceea ce ține de anti-iudaism și antisemitism, pentru că trebuie să spunem religiozitatea, nu, a creat și asemenea filoane foarte puternice. Ei bine, deci, pornind de la un asemenea personaj, Amos Oz hotărăște să se oprească asupra modului în care este prezentat Iuda în scrierile apocrife. Scrierile apocrife sunt scrieri necanonice. Evanghelia după Iuda nu prezintă aceeași tematică, și anume Iuda este acela dintre apostoli care l-a iubit cel mai mult pe Iisus. Iată un punct de vedere interesant pentru a relua sau pentru a începe auroral un dialog între creștinism și iudaism. Un apostol, cel mai bun dintre apostoli, spune Shmuel Ash, personajul acestei cărți, care lucra la o teză de doctorat despre Iisus în ochii evreilor. Așadar, un apostol care
În perspectiva personajului principal al cărții, dacă putem vorbi despre un personaj principal, singurul care a fost creștin. Shmuel Ash îl descrie pe Iuda ca fiind primul creștin și ultimul creștin. De ce? Pentru că, iată, în perspectiva apocrifă, dacă citim Evanghelia după Iuda, de unde cu siguranță s-a inspirat Amos Oz, un autor de o erudiție rară, Iuda este prezentat în această Evanghelie după Iuda ca fiind singurul care a înțeles menirea lui Hristos și anume l-a recunoscut pe Hristos ca fiind Mesia, fiind ferm convins, întrucât este Mesia, că el va împlini planul divin până la capăt, adică și dacă va muri, nu va muri. Pentru că moartea lui este în mod necesar urmată de înviere, de aceea l-a împins către acest lucru, fiind ferm convins că astfel se vor împlini scripturile și nu că astfel se va vădi menirea lui Hristos, anume aceea de a fi Mesia. De aici pornește această carte, care ajunge să tematizeze situații foarte diverse, de la situații care țin de istorie politică, socială, până la înțelegeri mai profunde care vin dinspre literatură, filozofie, religie. Ce este important aici? Felul în care, iată, poate fi reinterpretată identitatea. Dintr-o dată, Iuda nu mai este cel rău, devine cel mai bun dintre apostoli. Este o chestiune de perspectivă. Putem înțelege cu adevărat ce gândește un om când își asumă o anume poziție, o anume atitudine? Nu putem. Avem dreptul să judecăm? Nu avem dreptul să judecăm. Este așadar un punct de plecare, cred, foarte interesant pentru discuția noastră. De aici mai departe, sigur, va reveni probabil în cadrul discuției și problema discontinuității, nu? Cum ne percepem, cum îi percepem pe ceilalți. Mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult, Madeia. De altfel, o să discutăm despre acest formidabil roman duminică la ora 12 la standul Humanitas, unde îi avem invitați, în primul rând pe doamna Fania Salzberger și pe Gabriel Liceanu, alături de Ioana Pârgulescu și Tania Rad. Tania, criticul nostru. Bună seara, bine ați venit. Am promis Denisei când încercam să schițăm cam cum o să aibă loc acest dialog, din fericire are loc altfel decât ne-am propus noi, așa și trebuie, că o să spun cum m-am întâlnit cu Amos Oz. Și m-am întâlnit târziu. După ce Amos Oz luase un premiu la un festival de literatură al României, un festival al scritorimii care are loc la Neptun, marele premiu. Nu știam nimic despre Amos Oz atunci. Nu mi s-a părut că e rezonabil să fie premiat un scriitor despre care în România nu se știe nimic și care e și greu accesibil, scriind într-o limbă non-europeană. Nu am căutat atunci să aflu nimic. Anii au trecut și într-o vacanță petrecută la Praga, era iarnă și afară era foarte frig, lucru neobișnuit pentru Praga, am găsit pe noptiera prietenilor la care stăteam o ediție modestă, cutia neagră, editată ca supliment al unui cotidian din România, Cotidianul. Atunci am plonjat în Amos Oz, este și astăzi cartea de care sunt cea mai legată, pentru că am tot timpul senzația că pe acolo am intrat pe o ușă, pe un drum. Dar acum trebuie să spun că întâlnirea adevărată am avut-o citind Evreii și cuvintele. Am învățat din această carte mai mult decât tot ce știam
în linie dreaptă sau colateral, s-au adunat, știu și eu, în ani din diverse lecturi despre acel spațiu, despre acea cultură, despre geografiile noastre culturale care sunt complementare, sunt cumva suprapuse, am să vă spun în ce fel cred că se întâmplă asta. Acolo, în Evrei și cuvintele, am înțeles pentru prima dată, altfel decât la nivelul frazelor pe care le citești sub semnături unor celebre, ce înseamnă cuvântul în educația oricărui evreu. Este ceva ce noi românii nu prea știm. Faptul că un băiat evreu este învățat să citească îndată ce merge în picioare și poate articula două, trei cuvinte. Faptul că citește la 2 ani și ceva. Faptul că în casă se spun povești care nu sunt altceva decât Biblia, pe care o știm cu Vechiul și cu Noul Testament, dar mă rog, Vechiul Testament pentru ei, se spun povești, se spun aceste istorii reluate în variantă orală, cu precădere de către mame, de către femei, și asta asigură un tip de continuitate culturală care nu se poate stinge niciodată și care explică robustețea acestei seminții, indiferent unde trăiește ea. Sunt lucruri de o frumusețe neînchipuită în cartea scrisă de doamna Fania Oz la curajosul prag de 55 de ani, înțeleg, cu tatăl său. Ba nu, 50. Aceea este reprezentarea la 55. Și cred că de acolo vom toarce până la urmă toate cărările către Amos Oz. Am să vă spun la ce m-am gândit în perspectiva serii de astăzi. M-am gândit de ce am încasat direct în plex contactul cu această literatură a lui Amos Oz și îl tot citesc de atunci. Ce aduce în bagajul nostru de literatură europeană cu care suntem hrăniți și cel mult americană sau sud-americană. Aduce în peisajul literaturii europene, mai ales în momentul de față, ceea ce se extinde la ultimele decenii, fără îndoială, ceva, un alt tip de psihologism. E un psihologism care dezbate totul pe baza cuvântului și a rolului cuvântului în structura umană, în palimpsestul multistratificat al fiecărei personalități. În timp ce literatura europeană spune povești de viață, de dragoste, de război, de tot ce vrem, acolo se spun povești de o vârstă imemorială, care sunt și ale noastre. Prin aceste istorii ale lui Amos Oz, am avut întotdeauna senzația că mi se propune un psihologism pe verticală, nu pe orizontală, a ceea ce vedem în jurul nostru, și o intrare într-o lume care, cumva cu foșnetul acela al deșertului și cu tot ce este în paginile lui, e dedesubtul, eu știu, suprafeței verzite, mai diverse, eu știu, poate mai atrăgătoare a noastră, a culturilor europene, este subsolul ax al nostru și trebuie să ne vedem în această adâncime dacă vrem să știm de unde venim ca și culturi iudeo-creștine. În Amos Oz sunt cărți care îmi sunt foarte dragi, mi-a fost extrem de greu să aleg, de aceea am spus Cutia Neagră, pentru că e prima carte pe care am citit-o. Și mi-e greu să aleg personaje. Deja Madea a făcut asta, Ioana mai cu seamă, dar Madea a vorbit despre un personaj care iarăși ramifică tot ce este de spus despre Amos Oz, e vorba de Iuda. Pentru mine
Personajul e fără îndoială unul masculin, dar el este multiipostaziat. Este copilul din cărțile lui Amos Oz, este adolescentul revoltat totdeauna în pragul unui drum. Vrea să se rupă, vrea să plece, vrea să evadeze spre o viață a lui. Și este adultul în partea a doua a vieții lui, care de regulă e și el la o răscruce. Uneori se întoarce, cum se întâmplă în Cutia Neagră, prea târziu, inutil și consolator în același timp. Și adevărat, sunt tristeți care, nu mai știu care dintre voi ați spus lucrul ăsta frumos, Ioana, cred, tristeți care nu adaugă tristeții lumii, ci dimpotrivă vindecă, sunt tristeți ale vechimii pe care le metabolizăm cu plus în tot ceea ce trăim cultural vorbind. Până la urmă, cred că am câștigat și Madea este parte din acest proces extrem de complicat al creșterii unei generații de traducători din ebraică. Am câștigat enorm, s-au făcut lucruri neînchipuit de îmbogățitoare pentru universul nostru și pentru prozatorii de la noi, care sunt acum într-o etapă de deschidere a ochilor în toate direcțiile. Amos Oz și ceea ce aduce și literatura venită din Israel este o parte care ne-ar fi lipsit de o perspectivă mult mai vastă decât am putea bănui. În fine, am tot spus, poate o să mai intervin pe parcurs dacă va fi cazul, dar cred că e timpul să ascultăm alte voci. Vă mulțumesc! Fania Oz. How do you say in Romanian, oh my goodness? O Doamne! This was not only were each of you very, very fascinating and intellectually satisfying in your own ways, but there is some mutually complementing conversation in this panel, which is just what I love. And I'm going to begin by spelling out what we haven't said, and it's clear to me. This is a panel of women. Why am I saying this? I'm usually not the kind, I'm a feminist, of course, but not the kind of feminist that makes a point of gender. I'm saying this because when my father was growing up in Jerusalem, in the tiny basement apartment with a leaking wet roof that you know about, with his poor father and mother who were refugees from Europe, unable to cope with the Middle East, unable to fulfill their own dreams, academic or literary or otherwise. He grew in a chauvinistic world in which his father represented the intellect, the books, the history and philosophy books, ideas, analysis, the brain. And his mother, Fania, represented emotion, novels and poetry, delicate feeling, vulnerability, tears, the heart. Now, I could tell you is an easy story that my dad grew up to be a mixture of the two. But no, my father grew up to be a writer because he realized that there is no such thing as a dichotomy between the brains and the heart. Cum se spune oh my goodness în română, o Doamne, o Doamne este ceea ce vreau să spun și eu acum. Nu numai că ați vorbit foarte satisfăcător și foarte frumos și la un nivel foarte intelectual, dar mi-ați spus și atâtea complimente încât mă simt copleșită. Îmi plac foarte mult complimentele și vă mulțumesc. Așa că aș începe prin a face o observație pe care trebuie să o fac. Acest prezidiu este format numai din femei.
N-am spus asta până acum, dar de ce spun asta acum? Pentru că trebuie să vă spun o poveste despre tatăl meu. Tatăl meu a crescut într-un apartament situat în subsolul unei clădiri, un apartament mic, aglomerat, care avea un acoperiș stricat prin care ploua. Deci într-o familie de refugiați care veneau din Europa și care nu știau foarte bine cum să facă față problemelor din Orientul Mijlociu și care nici măcar nu îndrăzneau să se gândească la visele lor academice. Deci acest mediu în care a crescut tatăl meu era unul șovin. Pe de altă parte, tatălui reprezenta figura intelectualului, reprezenta tot ce era legat de cărți, de cărți filozofice, de idei, de analize, de intelect. Iar mama lui, Fania, reprezenta romanele, poezia, emoțiile, vulnerabilitatea, lacrimile, toate lucrurile legate de femeie și de esența unei femei. Aș putea să vă spun o poveste simplă, aș putea să vă spun că tatăl meu a crescut ca să fie un bun evreu. Dar nu, ceea ce vreau să vă spun este că tatăl meu a crescut ca să fie scriitor. El a știut asta de la bun început și de la bun început a știut că nu există o dihotomie între intelect și inimă. This brings me very soon to things that Medea said that also to part of Ioana's a beautiful love letter. You know, I'm not used to reading love letters to my father, and I still have the teenage in me that said, oh, what do these people find in him? He's a boring old man. He knows nothing about rock music, and until today, he does not understand the internet. Da, ceea ce am spus se leagă foarte mult de ceea ce ați spus, de ceea ce a spus Medea, de ceea ce a spus Ioana. Nu sunt obișnuită să citesc sau să găsesc scrisori de dragoste adresate tatălui meu, dar aici adolescenta din mine se trezește și vrea să vă întrebe, dar ce ați găsit la Amosul? Că tatăl meu este un bătrânel plictisitor, nici până în ziua de astăzi n-a înțeles muzica rock, nu înțelege cum funcționează internetul, oare ce e așa interesant la el? And so, even when he was growing up, I think he began to understand that his mother, although she tells him mystical stories about demons from the dark Ukrainian forests, is also sharply intellectual. And that his father, although he does not write anything without three footnotes, and checks everything in the dictionaries and in the old books, is also secretly, deeply sentimental. That there is no such thing as a dichotomy between genders or between any other group. There is a secret continuum. There is a secret blend, mix, overlap. Chiar atunci când creștea, tatăl meu a început să înțeleagă foarte devreme că mama lui, dacă îi spunea povestiri mistice despre demonii din pădurile întunecate ale Ucrainei, avea toată acea parte intelectuală, avea intelectul tatălui său sau unui bărbat, iar pe cealaltă parte, tatăl său, chiar dacă era un intelectual care nu scria niciodată ceva fără cel puțin trei note de subsol și verifica într-una în toate dicționarele să vadă dacă a greșit vreun cuvânt, era la fel de sentimental precum mama lui. Prin urmare, nu exista o dihotomie între sexe, ci un continuu, un melanj, tot timpul un amestec între cele două, între minte și inimă. I already know enough Romanian to tell you that she's doing a great job. And so I think the moment my father became a writer, of course I don't know what was the moment my father became a writer, but I think my father became a writer the moment he realized that this truth is not only about his father and his mother, that this truth is not only even about men and women, that this truth is about Jews and Christians, that this truth is about Jews and Arabs, that it is about characters who come from completely different parts of the human story and yet share some secret corridors underground between them.
Momentul când tatăl meu a devenit scriitor, nu știu când s-a petrecut asta, dar cred că momentul acela este când a realizat că această poveste și această lipsă a dihotomiei nu era numai despre părinții lui, despre mama și tatăl său, nu era numai despre bărbați și femei, era și despre evrei și creștini, la fel despre evrei și arabi. Era despre toate personajele și toate persoanele din lumi total diferite care se întâlnesc într-un fel de coridor secret care îi leagă pe toți. Nobody is exactly what you think that they are. And this is why, although some of you have used the word identity, and I sometimes use it in my lecture, I don't like the word identity. The word identity is a modern word that comes from the ancient word id. I don't have to teach you Latin. And it is something completely immobile. Not something that you can change with your ideas or life story or love. It is a primitive element of your inner forced core. And it is not a good word to use for what we are today. Because we today are or ought to be much more than our deterministic identities. Nimeni nu este exact ceea ce credeți că este. Ați folosit foarte mult cuvântul identitate. Trebuie să mărturisesc că nu-mi place deloc acest cuvânt. Este un cuvânt modern și nu trebuie să vă învăț eu latină. Vine de la id, din latină. Dar de ce nu-mi place? Pentru că este un cuvânt complet imobil. Nu se schimbă, nimic nu-l poate schimba. Nici poveștile de viață, nici poveștile de dragoste. Prin urmare, face parte dintr-o formă interioară prestabilită. Și cred că el nu este deloc bun pentru ceea ce trăim noi astăzi în lumea de astăzi. Pentru că asta înseamnă că noi nu putem fi mai mult decât identitatea noastră predeterminată și deterministă. I'm about to finish, but I will say two more things, make two more points to finish the round of my argument. Tanya very kindly spoke of the book to which I also contributed, Jews and Words. And of course, in this book, it was my sweet revenge, because in this book, the woman is the historian who is checking the facts, and the man is the dreamer who thinks he knows everything about the past, and the historian has to correct him all the time, to pull him back to the ground all the time. But it was more interesting than that. Because, for example, when we spoke about the Bible, the Hebrew Bible, Tanakh, and much of the book comes again and again to the Hebrew Bible, because let me tell you a secret, the Hebrew Bible is one of the most beautiful literary works ever written. I'm not a believer. I'm not a religious Jew. I don't have a religious bone in my body. And I find the Bible a kind of a miracle, a secular miracle. So we talk, my father and I, what is true in the Bible? Because people, scholars are saying today, historically, it's not true, that is not true, there's no archaeology to prove it. But we both agree that literary truth is truth as well, of a higher order. You do not scare a writer with fiction. And when human emotions, anger, envy, violence, love, faith, fear, hope dance around in the Hebrew Bible, I don't care if the Israelites did go to Egypt, if Abraham existed, if Moses existed, if we got the Ten Commandments from him above, I don't care, I'm sorry. I do care that the Bible is full of human, psychological, legal, and philosophical truths. And this is a point shared both by the historian and by the writer among us. And this will be my last, almost last point. There will be a last one in a minute. O să mai spun două lucruri și o să închei aici.
Ai pomenit, Tania, despre de cartea la care, de care mă simt și eu cea mai atașată, o carte pe care am scris-o împreună cu tatăl meu, Evreii și cuvintele. Și îmi place această carte pentru că eu cred că în ea femeia cumva s-a răzbunat, pentru că aici femeia este istoricul care verifică faptele, iar bărbatul cu care stă de vorbă este visătorul care crede că știe totul despre trecut, numai că femeia istoric îl aduce cu picioarele pe pământ și îl face să înțeleagă cum stau lucrurile. Mai sunt și alte lucruri foarte interesante în cartea asta. Când o citești, vezi că se vorbește foarte mult despre Biblia evreiască, despre Tanah. După mine, asta este una dintre cele mai frumoase cărți, una dintre cele mai frumoase opere literare care s-au scris vreodată. Și trebuie să spun că eu nu cred, nu sunt credincioasă, nu sunt evreică practicantă, n-am niciun fel de oscior sau de fibră religioasă în corpul meu și cu toate astea cred că Biblia, cea evreiască despre care am vorbit, este un miracol. Pot să fii oricine, pot să fii istoric, pot să fii scriitor și te poți întreba, dar bine, ce este adevărat în ea? Întrebare pe care am avut-o și eu cu tatăl meu în momentul în care am scris cartea. Istoricii pot să spună, da, dar nu este adevărată. Numai că, discutând cu tatăl meu, am fost amândoi de acord că adevărul literar este și el adevăr. Și este, de fapt, un adevăr de un ordin mult mai mare decât adevărul istoric. Pentru că, vedeți, nu sperii un scriitor cu ficțiunea. Iar Biblia este o ficțiune absolută. În ea sunt foarte multe emoții, toate emoțiile umane, de fapt, invidia, violența, teama, iubirea, speranța, tot ce vrei în materie de emoție umană se află în Biblie. Așa că mie nu-mi pasă absolut deloc dacă izraeliții au ajuns într-adevăr în Egipt, dacă a existat Moise, dacă au existat cele 10 porunci. Ce-mi pasă mie atunci când citesc Biblia și atunci când am dezbătut-o cu tatăl meu a fost că există în ea un adevăr filozofic, literar, legal, social, pe cu care ne-am pus de acord istoricul, eu și tatăl meu, scriitorul. So finally, the million shekel question. What makes a great writer great? I'm not saying my dad is a great writer. We at home, we don't treat it like this. What makes a great writer great? That he writes beautifully or she writes beautifully? No. A lot of people write beautifully, many of whom we should never ever read. That she has charisma or he has charisma? Nonsense. People in charisma these days usually go to television or to politics. And most great writers do not have charisma. That they can tell amazing stories, keep us on the edge of the seat. A lot of people do this completely commercially and keep us on the edge of our seats. So what makes a great writer? Stop for translation. Bun, și acum ajung la ultima întrebare, întrebarea de milioane. Și anume, ce îl face pe un scriitor mare să fie un scriitor mare? Și nu vorbesc aici de tatăl meu. Noi în familie nu-l tratăm pe tatăl meu ca pe un scriitor mare. Și atunci, întrebarea ar putea avea mai multe răspunsuri. Că scrie frumos, asta să-l facă mare? Nu. Pentru că sunt foarte mulți scriitori care scriu frumos, unii pe care nici măcar nu i-am citit sau nu i-ați citit. Că are carismă? Nu, nici asta. Astea sunt prostii, pentru că un om care are carismă de obicei ajunge la televizor sau intră în politică. Deci sunt foarte mulți scriitori care au carismă, care scriu frumos, dar nu neapărat asta îi definește drept scriitori mari. Că spun povești foarte frumoase, povești mari, sunt foarte mulți cei care spun povești interesante, foarte mulți care scriu povești comerciale. Și atunci revin la întrebarea din tâi. Ce îl face pe un scriitor mare să fie un scriitor mare? I know, a cliffhanger, but this is the end of it. A great writer is a great writer because she or he can surprise you forever. Not surprise you for a few moments. A good joke can surprise you for a few moments. I love good jokes. Jews love jokes. We have it, a lot of it in the book. No, a great writer surprises you and you are left surprised for the rest of your life. Shakespeare does this. Thomas Mann does this. Virginia Woolf does this.
I think also Amos Oz does this. You walk away from the book and you will never think the same again about men and women, or about Jews and Christians, or about the Middle East, or about parents and children, or about Jews and words. You will remain surprised by this author for the rest of your life. This is for me a great writer. Thank you for a great panel. Cred că răspunsul e următorul. Un mare scriitor e mare pentru că el sau ea vă pot surprinde pentru totdeauna. Și o glumă te poate surprinde, dar pentru o durată foarte scurtă de timp. Știți că evreilor le plac foarte mult glumele. Însă un mare scriitor te surprinde pentru totdeauna și rămâi așa. Rămâi surprins, așa cum rămâi surprins după ce ai citit pe Shakespeare, pe Thomas Mann, pe Virginia Woolf și cred că și pe Amos Oz. Pentru că după ce le citești cărțile, pleci de lângă cărțile lor și nu vei mai gândi niciodată la fel. Nu vei mai gândi la fel nici despre bărbați și femei, nici despre ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, nici despre relațiile între părinți și copii, nici despre relațiile între evrei, creștini sau evrei și arabi. Prin urmare, rămâi surprins pentru tot restul vieții tale și cred că ăsta este secretul unui mare scriitor și vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce s-a spus și pentru seara asta. Mulțumim foarte mult, Fanny Oz Salzberger. Mulțumim scriitoarelor Ioana Pârbulescu, Tania Rad, Madea Sinciuc, mulțumesc foarte mult traducătoarei noastre. Nadine e traducătoare formidabilă. Amos Oz, într-adevăr, face parte dintre acei puțini mari scriitori ai lumii. Îi poți număra pe degetele de la o mână. Vă așteptăm mâine la ora 4, când vom dezbate alături de Fania Oz Evreii și cuvintele de Amos Oz și Fania Oz.